Salut prieteni, bine ați revenit la cariera cu FCSB, e vremea pentru transferurile de iarnă, suntem aici în decembrie, se trenă luna decembrie și începe perioada de transferuri, două de puncte de distanță de CFR Cluj, un meci care ne așteaptă cu OEM în primăvara europeană și trebuie să ne întărim puțin în această iarnă. Acum bugetul disponibil este de aproape 6 milioane de euro, dar normal putem să și vindem anumiți jucători, spre exemplu, Bush, nu mi-a plăcut mai deloc când a intrat, nu cred că ne-a oferit multe posibilități acolo în atac pe finalurile de meci și ar fi bine să-l vindem, să luăm alți jucători. De asemenea, poate și un fotbalist de viitor pentru următoarele sezoane, Tapio Cuiconan. Vrea să plece de la Academie, el crede că poate juca la prima echipă a FCSB-ului. Vorbim aici de un jucător care are 59 și va face 66. Poate să plece finlandezul unde vrea el. Îi dăm release. La revedere. Uite, dacă zicea Dan Olaru, care poate să facă 92, era altceva. Bush, pe lista de transferuri. Intră și în ultimele luni jucători cotați destul de bine pe care am putea vinde după aceea să întărim apărarea. Le-aș prelungi contractele tuturor. O să dăm delegate. Da, și mai prelungim pe câte un an cu toți acești jucători. Filip nu m-a dat pe spate. O să punem și pe el pe lista de transferuri. Vedem imediat dacă putem să-i vindem pe cei doi. Am dat și scout mai multe jucători Dumitru Cardoso e și el acolo 12 goluri, gol getter în Liga 1 până acum Ar cam trebui să destabilizăm puțin anumite echipe Pe Bilel nu cred că avem cum să luăm Dar pe Dumitru Cardoso am putea Modric în echipa anului acolo de la Chelsea Îi merge bine în Premier League Și se termină anul 2020 Revelionul Mergem înainte Intrăm în perioada de transferuri. Oferta pe Olimpiu Moruțan. Vine Braga, 8 milioane și jumătate de euro. Ofertă foarte mare, dar Olimpiu nu va pleca încă. Olimpiu Moruțan, Mani și Coman pot pleca pe sume foarte mari. N-ar fi momentul acum. Juventus ia un jucător pe 39 de milioane și 600 000. Acest Owen, direct în prima zi, mai multe transferuri. Atletico l-a luat pe Toby Alderweireld, 46 de milioane, 100 de mii de euro. Barça-l cumpără pe Jérôme Boateng cu 22 de milioane, 600 de mii. Direct zecile de milioane aruncate din prima zi. Schimbăm puțin la Tănase să... Avem multe stele la Skill moves pe jucători, la fel i-am dat lui Moruțana din aur pentru a ajunge la 5 stele Skill moves, College, jucătorul lunii decembrie, Craiova ce drept, parcurs bun în ultima vreme. Oferta de la Galata pe Olimpiu Moruțan. Vine echipa pe Letruna, dar doar pentru Moruțan. E bine că nu se supără Moruțan dacă nu vom accepta toate aceste oferte. Hai să vedem ce putem cumpăra până acum. N-am primit ofertă pentru Buș încă, nici n-am jucat prea multe meciuri. Un prim jucător e un fotbalist de viitor. Xavi Simons de la PSG. Este un fotbalist de mare viitor, se vorbește mult despre tânărul jucător olandez. 17 ani, 67 overall, ajunge la peste 80 acest Xavi și e vremea să luăm un jucător de la Paris. Hai să ne întărim pentru viitor și mai bine. Avem deja Coman Man cu Xavi acolo. Am avea deja o echipă de mare vergură peste un an sau doi. Și v-am propune 2 milioane și jumătate Chiar cota lui de piață Am um, Au acceptat din prima, nu știu cum Adică un astfel de jucător evoluează foarte mult Este un preț de nimic pentru olandez uh, Un jucător uh, care va ajunge cu siguranță foarte departe Va avea o cotă foarte mare Mult mai mare decât aceste 2 milioane și jumătate Salariul o să fie mic Cred că putem să-i dăm și rotation și o să fie mulțumit Bineînțeles nu-l interesează. Vine la FCSB să-și uh, facă viitorul frumos aici, la echipa lui uh, Gigi Becali. Uh, o clauză de reziliere de 5.700.000. Fără clauză, e prea puțin, l-am pierde foarte repede. Și au acceptat că băieți bun normal, uh, nu poți să pui condiții la FCSB. 3.000 de euro și este ok. Minunat! Xavi vine. La echipă sa să-l numim Ceavi, normal, noi spunem, altfel avem un Ceavi, un nou Ceavi la mijlocul terenului. E, și 3 milioane rămase, luptă mare acolo acum cu Olaru și Runi, dar Ceavi trebuie să joace. O să găsim noi o variantă, cumva avem mulți fotbaliști de la mijloc în sus acum e, și iată-l pe Ceavi lângă Reghe. Omranie dorit de Nim, 2.850.000. Am putea să-l luăm și noi pe Bilel Omrani. Dar unde ar mai juca totuși? Tănase să fie titular. Ar trebui să ne întâlnim mai mult în apărare. Așa dacă avem Tănase, Coman Man, Olimpiu Moruțan, acum e și uh, Ciavi care va juca destul de des acolo. Ofertă pentru Filip. Un milion de euro de la Trabzon. O sumă bună. Uh, vom accepta. A fost vândut Filip, n-am primit toată suma, 700 și ceva de mii de euro, avem 4 milioane în acest moment. Filip, în imagine, a semnat cu trabzon tot roșu și albastru. O să luăm alt fundaș central, acum că a plecat Filip. Mergem pe Dima de la Astra, jucător de 21 de ani, undeva la 2 milioane și jumătate de euro și ajunge și el destul de sus ca nivel. O să încercăm 2 milioane de euro în start, Cine știe? <laughs> îl vor pe Runi! <laughs> mă! Nu se poate așa ceva. Runi și 2.400.000 de euro. Asta a fost cea mai tare contraofertă vreodată. Hai să zicem 2.200.000. Și 3%, a, deci Runi e fix cât 3% dintr-un viitor transfer al lui Dima. Nu vă nici măcar 3%. Jucăm uh, greu aici. Și au acceptat. Deci, N-a contat foarte mult, dar și au încercat-o asta, îmi place la Astra Giorgiu. Mereu Astra e acolo, normal că voiau sa facă runi cu Budescu. Au zis că poate se va întâmpla. <gântu -i> nu s-a intamplat normal. Ia Nicolae și a încercat toșer cu Gigi care, Nu mi-l dai si mie pe runi. N-a fost cazul. Important, Dima. Și e de acord. Iată ce agent bătrân are Dima și nu este Giovanni Becali, 5 ani, până la 26 de ani, îi oferim acest contract, fără clauză de reziliere, niciodată 4 milioane. La FCSB mergem doar așa cu cel puțin 20, dacă nu chiar mai mult. Salariu 3000. E tare că nu vor bani mulți. Vrea signing bonus. 29.000 de euro și așa el o garsonieră acolo în prelungirea agenției. Gata! Semnăm și cu Dima. Dima și Ceavi. Doi jucători de viitor, doi jucători tineri. Dima care va intra lângă Cristea. Jucăm Dima cu Cristea, iar Miror rămâne rezervă. Două transferuri, am rămas -am cu sub 2 milioane. Vom aștepta vara mai departe. La vară putem să facem mai multe când vin banii de la UEFA. Boga! la Monaco, 31 de milioane. Iar aici spune că a fost un mare deal făcut de FCSB. Este la DigiSport Dima și spune că este stelist de mic și că a crescut cu Gigi Becali. Vine la echipă pe doar 2 milioane 200 de mii. a semnat cu Spurs și ăsta e un deal senzațional. 36 de milioane 600 de mii de euro. Dinamo a cumpărat un jucător este Ioan Tuzgar. A dat 800 de mii pe un jucător de 34 de ani. Atacant central, de cetgar nu i-a mulțumit nici pe ei. Finishing bun, are 76 finishing, 71 overall. Este o meci cu clinceni. Echipa de Champions League, Marcovici vârf, nu joacă Rusescu, Gardoș în apărare. Dima, Chavi, debutează pentru FCSB cu Xim, Să sperăm că obținem victoria 2 la 0. Runi a deschis balul. Mana a marcat în minutul 70. Ce freacă cu Universitatea Craiova poate o să se încurce reciproc. Vom afla. Top dealer Valverde la Paris. Nu mai puțin de 94 de milioane 100 de mii de euro. Davis la Chelsea. Ce face Chelsea? Incredibil ce echipă o să aibă Chelsea. 76 de 800 ,000. Iar Koke ajunge la Tottenham. Avem oare pe aici ceva nume importante. Sule la Barça. Mereu Barça ia tot de la Bayern. Am stat asta și în cariera cu Ianis la fel. Acum Sule, Boateng, uh, Davis se duce la Chelsea, nu mai au cum să-l cumpere. Neves la Liverpool pe 64 de milioane, 100 de, mii de euro. Joe Gomez pleacă de la Liverpool. Dortmund îl -ă ia cu 63 de milioane. că va ajunge în uh, Germania, în Bundesliga. Muchiele la Barça, tot uh, Bundesliga la FC Barcelona. Oscar revine în fotbalul mare la Real Madrid acum. 47 de milioane, 200 de mii. Ilka Gündogan la Wolves s-a terminat cu Gündogan la City. Iar în Liga 1, Dinamo și-a luat atacant și voluntar a luat un jucător liber de contract. Noi am cheltuit ceva bani pentru a ne securiza titlul sau a încercat să o facem. CFR l-a vândut pe Omrani, 3.850.000 de euro. Omrani e unul dintre golgetării ligii 1. va fi greu fără el pentru CFR. Craiova a învins pe CFR, 3 la 2, deci, momentan, suntem pe primul loc în clasament după această victorie a Craiovei. Vom vedea clasamentul după ce se termină perioada de transferuri. Pupescu dorit de Feyenoord, dar nu vindem nimic acum. Trebuie să avem un lot cât mai bun pentru a doua parte a sezonului. Gata și cu perioada de transferuri. Pe primul loc cu 53 de puncte, la un punct de ce vrei și două de Craiova. Dinamo a rămas la 45. Meci în campionat cu Chindia. Vom simula și acest meci. Jucăm în cupă cu Craiova. E pe care trebuie să-l disputăm. Coman marchează minutul 69. Încă trei puncte pentru roșii albaștri. Sferturile Cupei României. Trece să pe Craiova. Dinamo joacă cu Astra. CFR, Hermannstad, Șepșii versus Fece Argeș. Trebuie să învingem Craiova și să accedem în semifinale. Golgetter, aici întâi până acum o fosu, 13 goluri, 12 Dumitru Cardoso. Buziuc ar vrea să joace, ar fi Buziuc vârf. Un juca fără Rooney, vână cu Simons. Mărțan în spatele lui Buziuc, -man pe laterale, Dima care deja are 72. Craiova cu pilia cel în poartă, Bancu, Bălașa, Constantin și Vlă în defensivă, Mateu Cicăldău, Nistor, ofosul, golgheterul campionatului până acum stânga, Bărbuț în flancul drept, Vârf, Colici, Ninge, așa că o să băgăm o minge galbenă, să nu mai pățim ca data trecută, scrie clar Snow, cum nu știm în ce stadiu este gazonul, că data trecută a fost haos, trebuie să Băgăm o minge de genul acesta. Da, e clară treaba. Din nou, teren înghețat. 100%. Wow, coregrafie pentru cupă. Asta e coregrafia pregătită pentru meciul cu OEM. E o repetiție generală cu Universitatea Craiova. Ne așteaptă un meci tare în episodul următor cu francezii. Până atunci trebuie să batem Craiova. Vrem cupa, vrem campionatul. Încercăm să câștigăm toate competițiile Avem o minge albă Din nou Dar astea sunt condițiile Danistor. Nistor Până la Cristea Scapă Cristea minge acolo de sub control Aproape Colici Să înscrie primul gol al partidei Dar a scos Andrei Vlad Pasă bună Ofosu E gol Craiova 1-0 În minutul 9 Golgheterul Ofosu în continuare Foarte constant E o pasă bună Din nou Fosu Intervine Dima Nu e un stat bun deloc N-am trecut de jumătatea terenului După Pauza de iarnă Încă nu și-au revenit băieții noștri complet În față L-avem pe Olimpiu Moruțan Alături de el Florinel Coman E o mince pentru Coman Care ia prin planul Coman Gol Coman 1 la 1. Runi ar vrea să se retragă, dar poate oare să se retragă uh, cât timp are contract? Să sperăm că nu i-am dat un contract pe 2 ani. Până la urmă, dacă vrea să se retragă în vară, nu avem cum să-l oprim. E o legendă a fotbalului aici. Din nou, Florinel Coman, uh, o cursă de senzație și e din nou egalitate. Buzioc, îl are în dreapta pe Man, Man preia, funda și de departe, șutul lui Man, bară, ce șut, lovește mingea transversală în mare viteză, a fost uh, un șut uh, puternic al lui Denis Man, avem ghinion, Xavi, către vână, Coman, e în careu, Florinel, până uh, la urmă e fault, non atac, avem o lovitură liberă chiar aici la marginea careului și era pentru o schimbare de moment. Olimpiu a obosit uh, puțin. Intră voi Runi pentru această lovitură liberă. Runi bate Runi, este bară, nu se poate. Încă o dată lovim bara. Și Buziuc nu-mi place deloc. I-am dat o șansă de priză, intră Florin Tănase. Trebuie să reglăm conturile cu Craiova pe gencea. Mistor! bravo Dima, superb Runi. Pasa lui Runi e senzațională Coman și vine centrarea Tănase Intră și marchează repriza a doua Și face calma lui Cristiano Ronaldo Asta e Asta înseamnă aroganță de, de, capitan De golgheter Simons pierde mingea Multe baloane date la adversari Dar are 17 ani. Debutează la nivel înalt în Cupa României. E greu să joci aici. Gol Colici. 2 la 2. Colici înscrie. Va fi un final incendiar. Craiova în atac. Tudor e la cică. Dă o fost Vine acolo. Este un șut pe lângă poartă. Nici nu mi-am dat seama ce se va întâmpla. Se încheie 2 la 2 După 90 de minute Avem prelungire în Cupa României Bravo, Runi minutul 100 la vârsta lui Poate să recupereze așa Chiar dacă n-a jucat de primul minut Tot e ceva Man La Florin Tănase Tănase Bicicletele Ca Ronaldo E direct Cristiano Ronaldo Tănase În acest meci 3 la 2 Gol Tănase dublă venind de pe bancă în minutul 45. Reghe vine acolo. E haos pe Ghencea. Bucurie nelimitată. Tudorie greșește. Este Darius Solaru. Florinel Coman. O minge lungă la Tănase. Prea Tănase. Oare Hetric este? Hetric pentru Florin Tănase. 4 la 2. Și încheiem conturile cu Craiova. Suntem în semifinalele cupei de Carol Tănase. A fost glorios. Trei goluri marcate. Și Tudorie. Mateiu. Șutul. E gol. Scăriță frumoasă din partea lui Mateiu. 4 la 3. Minutul 120. Da, un singur minut adițional care s-a scurs deja. Meci cu foarte multe goluri, fără Hedrick-ul lui Tănase. Nu avea nicio șansă. Omul care a decis câștigătoarea. E final de meci. 4 la 3. Un adevărat derby în sferturi. Să vedem cu cine vom pica mai departe în drumul nostru spre finala cupei. Șepșia a câștigat la cu Fece Argeș, CFR tot la penaltiuri cu Hermannstadt. 3 din 4 meciuri au fost dramatice. Dinamo a pierdut cu Astra 2 la 1. Cu Pantilimon în poartă. Încercăm să câștigăm cu Hermannstad. Jucăm acasă 2 la 1. I-am bătut cu echipa a doua. Simons, primul gol la FCSB. Ia uite și vână. Șut a luat roșu în minutul 53. Uh, se galben minutul 28. 3 puncte cu Hermannstad. Perfect. Și avem și jucătorii din Iți pentru turul. Cu Olimpic Marseille din 16-ile Europa League. Man și Coman au acum uh, 5 stele și la Schrömmfeld și la Wakefield, 80 over la amândoi. Data viitoare o să fie cele două meciuri cu Olimpic Marseille. În campionat avem uh, meciuri cu FC Argeș și voluntari. Dubla cu OM e de o mare importanță. Trebuie să câștigăm, să mergem mai departe în Europa League, trebuie să ajungem cât mai sus. Avem nevoie de acei bani pe care îi primim din Europa. Trebuie să facem măcar vreo două transferuri la vară, dacă vom forța grupele Champions League. Acesta a fost videoclipul de azi cu carieră. Dacă v-a plăcut, nu uitați de like acolo. Cam atât. Pa, pa!